În fine, eu am topul făcut, clasamentul meu este gata. Pe locul 5. Salutare și bine ați revenit la un nou vlog cu familia Pac Pac. Astăzi în formulă incompletă, adică sunt doar eu, soția mea Cristina, Emma, care este la ora de desert, banana asta minunată. Ale lipsește pentru că este momentan la bunici și cred că se distrează pe acolo, nu cred că e pare foarte rău, dar totuși avem un motiv serios pentru care nu am luat-o și pe ea. Astăzi facem un vlog mai special, adică vom testa pentru prima oară mai multe prăjituri și în mod special eclere sau ecleruri, cum se spune mai corect. Ambele variante sunt corecte. Așa am auzit și noi că ba ecleruri, ba eclere. Ideea e că ne-am dus prin București, am umblat puțin și am căutat cele mai, cum se spune, exclusiviste, premium, scumpe, nu știu, în zona aceasta. Adică am făcut un research și am căutat să ne dăm seama care merită efortul de a te deplasa până acolo, că în București știți că te deplasezi pentru 2-3-4 km și jumătate de oră și care merită și banii în cele din urmă. Emma? Ce mă, draga mea? Vrei ecler sau te mulțumești cu acea banană? În mod cert este mai sănătoasă, așa e? Da? Da? Este sâmbătă după amiază, e frumos afară, cald, soare, plăcut. Așa că am hotărât să avem această degustare în Parcul Tineretului, într-un foișor. Mov. Mov. Pentru Ale. Când, dacă nu e aici, măcar foișorul să fie mov. Da, este culoarea ei favorită. Am fost, cred că, la 8 cofetării în total. Uh-huh. Dar din păcate ne-am întors doar cu 5 eclere. Din fericire, bine că l-am găsit și pasta, că mi-era teamă să nu găsim doar 2 sau 3. Era topul celor 2 eclere din București. Avem 5 principale și încă un bonus, de care sincer mă tem într-un fel sau altul că va fi cel mai bun, nu se știe, având în vedere că este și cel mai ieftin. Vă spunem mai târziu despre ce este vorba. Să terminăm destul de repede cu plimbarea noastră prin București astăzi, pentru că fiind weekend este destul de liber, altfel, nu știu, cred că începeam de dimineața și terminam, le mâncam seara, noaptea, da. Exact. Acum ne îndreptăm către eclerul numărul 4, avem 3, stați să vă arăt unde credeți că le ținem. Și după aproape 2 ore de mers prin București, asta cu noroc pentru că, repet, este weekend și a fost liber, a reușit o captură frumoasă și anume, zici că avem sandwich-uri de-astea, burger sau ceva de genul ăsta, toate sunt în cutie, frumos. Hai să începem, că sunt super curioasă. La prima vedere mi-a trage atenția tocmai cutia asta albă, simplă. Și culmea, ăsta a fost eclerul cel mai scump, este de la cofetăria Tosca. S-a murdărit puțin cutia pentru că s-a bolângănit eclerul prin ea. Dar ca idee mie îmi place cum arată, îmi plac biluțele astea, mi se par vesele. Și îmi place că și-au pus și bulinuța asta pe care scrie Tosca. Miroase bine. Cofetăria Armonia. Cu o cutiuță drăguță ca o gentuță. Scrie aici cu auriu. Mie îmi place fontul ăsta, se înțeleg toate datele lor. Da, tot o cutie simplă, așa mi se pare. Hai să vedem cum stă eclerul în ea. Stă bine. Trebuia să iei două, iubi, ca să stea înghesuite acolo, să stea una lângă alta. Hai să terminăm cu cutiile albe. O avem pe asta de la Paul. Mi se pare așa o cutie clasică, având în vedere anul din care este Paul, 1889. Aș vrea să mergem și în Franța să mâncăm de la el. Îmi place, patiserie fină, cutia micuță, oare eclerul e la fel de mic? Ia să vedem. Oh! Hai să vedem Ana Pan. Mi se pare super drăguță cutiuța lor.
așa tradițională și îmi place și mesajul pe care l-au pus aici. E cool să fii old school. Bine, e aceeași cutie ca și la cofetăria Armonia, doar că asta nu este lucioasă, chiar pare așa old school, îmi place. Ia să vedem. Stai aici bine, eclerul ăsta. Și aici mai era loc de unul ca să stea nemișcate. Și French Revolution, cutia mea preferată, pentru că este foarte veselă, colorată. Are niște eclere desenate pe ea. Îmi place mult și logo-ul lor, cum au făcut F și R combinat aici. Chiar este o cutie deosebită pentru că se deschide, uite așa. Wow! Ia uite, și este singura care are o carte de vizită aici, cu toate locațiile lor. Îmi place. A, și ei ne-au oferit și punguță asortată cu cutia, bineînțeles. Și dacă tot am spus că ei ne-au oferit și punguță, trebuie să spunem și despre Paul, că au fost singurii care ne-au oferit șervețele și șervețelele lor sunt personalizate. Emma cred că este atrasă de cutia de la French Revolution, aș zice eu. Și acum să vă spunem și prețurile. Le-am pus în ordine de la cel mai ieftin la cel mai scump. Și anume, Anapan 11 lei. Următorul a fost de la, pe că nu mai țin minte, Paul, 11,90 lei. Următorul este de la Armonia, 13 lei. Celălalt de la French Revolution, 16 lei. Și cel mai scump din lista noastră, de la Tosca, 16,90 lei. Hai să le vedem puțin în cutie până să începem să le mâncăm. Cum arată, ce au special? Păi, Anapan are acest bănuț cu brandul și câteva bombonele de ciocolată, iar glazura este multă, nu s-au zgârcit. Următorul este cel de la Paul, care, pentru că cutia asta este așa mai mică, pare că este eclerul mare, dar dacă îl comparăm cu celelalte, e cam la fel. Faptul că stă înghesuit ne creează această senzație. Glazura de ciocolată nu acoperă o suprafață foarte mare din partea superioară, însă pare destul de închegat, să zic așa. Următorul este de cel de la Armonia, care are și bănuț cu brandul Armonia pe el. Glazura de ciocolată acoperă o mare suprafață, plus că mai are o bucățică de ciocolată în capătul celălalt. Simpatic. Și acum trecem la cei care sunt specializați pe zona aceasta de eclere. French Revolution, care are de asemenea un bănuț cu brandul și câteva jumătăți de alună. Da. Iar glazura acoperă o suprafață destul de mare. Din cauza transportului, vedeți că s-a murdărit puțin pe margine, dar nu este o problemă deosebită. Iar Tosca, care este cel mai scump, pare că este cel mai mult acoperit de ciocolată. Glazura cred că acoperă întreaga suprafață, nu l-am ridicat de acolo din ambalaj. Are de asemenea un bănuț cu brandul și bomboane albe și negre de ciocolată sau ce or fi acolo, trebuie să le gustăm că nu știm încă. Toate eclerele noastre sunt cu ciocolată din două motive. Unu, pentru că suntem fani ciocolată și doi, pentru că era cel mai probabil să le găsim peste tot. Nu puteam să comparăm ecler cu fistic, cu ecler cu ciocolată, cu ecler cu vanilie și alte chestii. Așa că le-am ales cu ciocolată pe toate. Când le-am tăiat, am sesizat că cel de la French Revolution se taie foarte ușor, are coaja asta foarte moale. La fel și cel de la Armonia, cel de la Paul are coaja mai tare, mai dură și cred că este și singurul care este tăiat așa și umplut prin lateral. Și a venit momentul mult așteptat, mai ales de noi doi. În sfârșit vom putea să le gustăm. Le-am primat atâtea ore prin mașină și acum sunt pregătite să intre la noi în stomac și să vedem care este cel mai bun. Contează că este mai scump sau nu? Vedem, cred că este vorba de ingrediente. Tu care crezi că este cel mai bun? În primul rând spunem care este cel mai aspectos din punctul tău de vedere. Păi sunt aproape la egalitate.
French Revolution și Tosca, amândouă îmi plac. Ăsta îmi place foarte mult că este îmbrăcat dintr-o parte într-alta cu ciocolată. Da. Și ăsta nu știu că e așa super fin întins glazura și cu alunele alea acolo. Mie îmi place și cel de la Napan. Este turtit și ciocolata asta arată destul de bine și crema pare că este interesantă. Bine, aspectul nu diferă foarte mult, într-adevăr, cel de la French Revolution are... E un pic mai deschis. Emma, nu ești de acord? Nu ești de acord? Ție care-ți place? Care-ți place? Ia uite puțin. Care? Care? Pune tu mâna. Păi e cel mai aproape, nu? Tosca. Tosca. Voi începe eu să gust prima oară în ordinea în care le-am aranjat. Anapan, prima dată. Șervețele. Folosim șervețelul unicul, șervețel, care ne-a fost oferit de la Paul. Următorul este cel de la mereu uit. Paul. De la Paul. Urmează Armonia. Mamă, ce plină de ciocolată este. Nu știu dacă se vede. Este plină de ciocolată. Da. Și French Revolution are multă ciocolată. Au, și da, într-adevăr Tosca, când îl iei în mână, dar nu trebuie să mănânci cu mâna, în primul rând. Mănânci cu ambalajul. Te umpli de ciocolată. Hai să vedem cum stă treaba. Anapan. Paul. Armonia. Ia să ne French Revolution. Emma, stai mai mami. Și acum să ne mozolim cu Tosca. Asta a fost la prima impresie, a trebuit să gustăm de mai multe ori ca să ne facem o părere mai concretă. Știți cum e, la prima înghițitură simți niște arome, simți niște texturi, la a doua deja te concentrezi pe altele, pe gust, pe mai știu eu ce. Haideți să mai mâncăm un pic și după aia revenim cu verdictul nostru. Dacă ne lasă și Emma. Și am terminat cu aceste delicatese. Dar, avem o mică surpriză, câteva eclere, 4 mai exact, de la Mega Image. Ia să vedem dacă putem să vedem cât costă. 15 lei, 4. Sunt niște eclere franțuzești, nu e marca lor. Le-am descoperit recent în magazin și sunt foarte gustoase. Am vrea să luăm măcar câte o gură, să ne dăm seama dacă aceste eclere care cât fac. Sub 4 lei se ridică la nivelul celor de... 17 lei. Vrei să guști? Îmi place coaja lor. Îmi place crema, dar glazura în momentul ăsta mi se pare un pic cam dulce. Parcă de obicei nu erau așa, nu? În fine, eu am topul făcut. Clasamentul meu este gata. Pe locul 5, Paul. Locul 4, Anapan. Locul 3, Tosca. Locul 2, Armonia. Și locul 1 pentru mine, French Revolution. Iar la mine clasamentul este destul de asemănător, în sensul că pe ultimul loc l-am clasat pe cel de la Paul, apoi pe cel de la Anapan. Următorul ar fi fost, stai că trebuie să mă uit, să-mi aduc aminte, cel de la, cum se numește cel din Tosca. Stânga? Tosca, adică cel mai scump. Apoi, bătălia pentru locul întâi între French Revolution și Armonia. Nu știu ce să zic. Haide să fie diversitate. Eu aș pune Armonia pe primul loc și French Revolution pe locul 2. Dar știm, probabil că gusturile diferă și voi, cei de acasă, vă uitați și aveți alte păreri. Dacă le-ați gustat deja, chiar să ne scrieți acolo în comentarii care este preferatul vostru. Sau poate aveți altă cofetărie preferată unde vi se pare super bun eclerul și să ne spuneți, să mergem să încercăm și noi. Suntem conștienți că mai sunt multe cofetării în București, inclusiv pe la hotelurile mari, care fac prăjituri speciale, deosebite. Noi am ales eclerul pentru că este o prăjitură care ne place și o mâncăm destul de des.
Și atunci mi s-a părut interesant să le testăm pe cele premium, așa spuse premium, adică și mai scumpe și de la cofetările cu pretenții care spun că folosesc mai ingrediente naturale. Așadar, ăsta a fost topul nostru, am făcut un vlog puțin atipic. N-am adus-o pe Ale ca să nu o tenteze, fiindcă Artentao este deja ușor-ușor devine fan prăjituri, dar îi dăm prăjituri de-astea făcute în casă, cu ingrediente fără zahăr și fără multe alte chimicale. Însă noi ne mai permitem din când în când câte... În secret! În secret, da, câte o aventură de tipul ăsta culinară. Vă așteptăm cu un like, cu un comentariu și cu un share dacă doriți și să vă abonați, bineînțeles, să aprindeți clopoțelul. Follow pe Instagram și multe, multe, multe inimioare! Multe, multe inimioare! Să ne revenim data viitoare cu multă energie și cu poftă de viață, ca de obicei! Vă și pupăm! De prăjituri! Și de prăjituri! Păi da, câte prăjituri, mă, frate, să mâncăm? Nu mai gata, nu mai mâncăm, asta a fost!